Luăm prebiților Dumnezeu să vă vorbească de bine. Ne bucurăm tare mult că suntem din nou împreună la emisiunea de la moarte la viață. Domnul să aducă viață peste toți cei dragi ai voștri. Astăzi vrem să continuăm să ne uităm cum vede Dumnezeu fericirile și am ales din psalmul 33, versetul 12, spune așa ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul, ferice de poporul pe care și-l -al alege el de moștenire. Un lucru extraordinar să știi că, care este Dumnezeul tău, să știi că Domnul este Dumnezeul tău și să poți să spui ferici de poporul care are acest Dumnezeu. Și în același timp să te gândești, Doamne, Tu vei lăsa moștenirea Ta, cum arată poporul la care va duce moștenirea ta mai departe? Cine este Domnul? Haideți să mergem împreună în psalmul 33 să ne uităm puțin la cine este Domnul. Primul lucru care putem, am putea să-l spunem despre Domnul, citind de la versetul 1 la versetul 4, Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul, oamenilor fără prihană, leșa de bine cântarea de laudă. Lăudați pe Domnul cu harpa, lăudați-l cu alăuta cu zece coarde, cântați-i o cântare nouă, faceți să răsune coardele și glasurile voastre, căci cuvântul Domnului este adevărat și toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioșie. Ferici de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul, pentru că Domnul este un Dumnezeu viu. Domnul vrea o relație vie cu poporul său. Domnul vrea ca oamenii să se bucure în el. Vrea să laude pe el. Vrea să vină cu cântări noi. Domnul vrea ca să aibă o relație cu poporul său prin cuvântul său. Toate lucrurile se împlinesc cu credincioșie. Noi încurajator să știm că Dumnezeul pe care Biblia îl, îl prezintă este Dumnezeul cel viu. Dumnezeul cel viu. De asta, tu ai viață, eu am viață, dar suntem chemați să ne conectăm uh, printr-o relație, prin Cuvântul lui Dumnezeu cu El. El este viu. Cu alte cuvinte, viața din El va veni peste tine. Viața din noi trebuie să răspundă la, la, la Dumnezeu. Poporul al cărui Dumnezeu este Domnul. Este un popor care este chemat la viață pentru că Dumnezeul lui este viu. Dar cum mai este Domnul acestui popor? Haideți să ne uităm puțin și la caracterul lui, că e foarte important. Mă cheamă la viață, mă cheamă la viață, dar trebuie să văd și cum este caracterul lui. Și avem din Scriptură versetul 5 care spune El care este credincios, iubește dreptatea și iubește neprihănirea. Bunătatea Domnului umple pământul. Un Dumnezeu cu un caracter moral. Un Dumnezeu credincios, un Dumnezeu care iubește dreptatea, iubește să fii fără vină, să fii flăcut înaintea lui, iubește bunătatea care umple întreg pământul. Dacă Domnul este Dumnezeul acestui popor, asta înseamnă într-un mod special că trebuie să ne molipsim de credincioșie, trebuie să ne molipsim de dreptate, trebuie să ne molipsim de a fi plăcuți înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, trebuie să, ne mol să le molipsim într-un mod special de bunătatea lui. Relația cu Dumnezeul cel viu. Relația cu un Dumnezeu care are un caracter extraordinar ne va face să devenim și noi asemenea Dumnezeului pe care îl slujim. Te invit din toată inima să nu te uiți la tine, să nu fii descurajat, dar să spui Doamne când îmi lisește dreptatea vreau să mă uit la tine și să îmi iau din dreptate. Când îmi lisește bunătatea, când îmi lisește nu mă mai gândesc să fiu plăcut înaintea ta, vreau să stau lângă tine și să învăț. Cu cine umble, nu uita că așa vei deveni. Dumnezeu este bucuria poporului și este Domnul. Cum mai este acest Domn pe care poporul îl apreciază? Domnul, versetul 6, cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului, toată oștirea lor prin suflarea gurii lui. El îngrămădește apele mării într-un orman și pune adâncurile în cămări. Dumnezeu, Dumnezeu este creatorul. Are o putere creatoare extraordinară, puterea creatoarei prin cuvânt. Au fost făcute prin cuvântul lui. Dă-ți seama ce domn din nimic a creat totul. Asta înseamnă că mă încurajează și pe mine extraordinar să pot să vin înaintea acestui Dumnezeu viu, să pot să vin în acest, înaintea acestui Dumnezeu cu un caracter extraordinar și să pot să-i spun, Doamne, că nu știu ce să fac, cum să fac, să pot să cred dacă El a făcut totul din mic, poate să-mi asculte și mie rugăciunile, poate să facă lucruri imposibile. De ce? Este o putere creatoare. Ne-a lăsat cuvântul său, dar în același timp cu suflarea gurii lui, a lăsat duhul său cel sfânt. Nu interesantă combinația aceasta cuvântul și duhul dau împreună puterea creatoare a lui Dumnezeu, ce ar fi ca noi să fim însoțiți în viața noastră de pentru că suntem poporul lui, poporul celui viu, poporul lui cu, un, cu, un caracter extraordinar. Să fim însoțiți în viața noastră de cuvântul lui Dumnezeu, să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu și să cunoaștem puterea din spatele cuvântului. Sau mai bine zis, să cunoaștem pe Duhul cuvântului, să cunoaștem pe Duhul lui Dumnezeu, care bineînțeles e mai mult decât o, o putere, e prezența lui, lui Dumnezeu. Domnul să te însufle, să te inspiri Domnul să facă să iubești cuvântul lui, scripturile. Domnul să te facă să-l cunoști într-un mod special și să te bucuri de el. Este viu, are un caracter extraordinar și are o putere de schimbare și din noire pe care tu și cu mine avem mare, mare nevoie. Ferici de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul. Ce ar trebui să aștepte Domnul de la noi? Dumnezeu se descoperă și spune în cuvântul său pentru încurajarea mea și pentru încurajarea ta tot pământul să se teamă de Domnul. Toți locuitorii lumii să tremure înaintea lui căci el zice și se face. El poruncește și ce poruncește ea ființă. Domnul răstoană sfaturile neamurilor, zădărnicește planurile popoarelor, dar sfaturile Domnului dănuiesc pe vecie și planurile inimii lui din neam în neam. Domnul este acela care este autoritate. Domnul este acela care ne poate călăuzi într-un mod activ. Domnul este acela care spune să ne temem de el, să-i aducem reverență. De ce? pentru că El este Creatorul. Noi suntem creaturi. Dacă realizăm că El este Creatorul cu adevărat, nu am alt răspuns decât să mă apropii de acest Dumnezeu cu reverență. Spun, Doamne, mulțumesc că m-ai creat după chipul și asemănarea Ta, dar îți mulțumesc că mă primești să stau în prezența Ta. Ce prezență? Un Dumnezeu viu care vrea o relație vie, un caracter frumos, bazat într-un mod special credincioșie, bunătate, neprihănire, o putere creatoare în care se folosește cuvântul și puterea lui și în același timp autoritate și o călăuzire activă. Asta înseamnă că ne poate călăuzi și pe mine și pe tine. Dacă stăm lângă el, dacă îl întrebăm pe el, el poate schimba vremuri și împrejurări pentru noi. Sfaturile Domnului, nu interesant că Dumnezeu se apropie și nu tot timpul sunt porunci, ci sunt și sfaturile lui, sfaturile Domnului care dăinuiesc pe vecie și sunt niște planuri făcute în inima lui din dragoste, sunt niște planuri veșnice, sunt niște planuri care sunt folositoare pentru mine și pentru tine. Domnul să ne ajute să cunoaștem pe un astfel de Dumnezeu, să cunoaștem numele, numele lui este Domnul. De ce Psalmistul spune din nou: ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul, ferice de poporul pe care și-l alege El de moștenire? Având în, în mintea noastră lucrurile acestea, care ar trebui oare să fie un răspuns din partea noastră? Ce ar trebui să facem? În primul rând, aș vrea să ne putem repeta. Doamne, îți mulțumesc din toată inima că Tu ești un Dumnezeu viu. Doamne, îți mulțumesc din toată inima pentru caracterul Tău, un caracter moral, moral și Tu mă chem la o viață frumoasă lângă Tine. Doamne, îți mulțumesc din toată inima pentru puterea Ta creatoare, Doamne. Crezi totul prin cuvântul Tău, crezi totul prin Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, îți mulțumesc așa de mult că mă vrei în prezența Ta și vrei că Tu, Creatorule, să te apropii de mine. Îți mulțumesc, Doamne! Îți mulțumesc din toată inima! Ferici de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul. Dar ce face Domnul? Dacă este viu, ce face Domnul? Cum ne privește pe noi? Cum mă privește pe mine și pe tine? Domnul, versetul 13, privește din înălțimea cerurilor și vede pe toți fiii oamenilor. Din locașul locuinței lui, el privește pe toți locuitorii pământului. El le întocmește inima la toți și ia aminte la toate faptele lor. Cum se descoperă Domnul ca cel care, deși este înălțat, deși locuiește în ceruri, deși locuiești în locuri de sfințeni, este sfânt, deși cunoaște, a făcut toate lucrurile și ne cunoaște pe toți și pe toate și cunoaște inclusiv toate faptele noastre, deci este a tot cunoscător. Domnul este cel care dorește să fie Dumnezeul tău. Poporul al cărui Dumnezeu este un Dumnezeu viu, dar este și un Dumnezeu sfânt poporul al cărui Dumnezeu care cunoaște toate lucrurile. Ce lucru încurajator că oriunde fi pe fața fământului să știi că Dumnezeu te vede, Dumnezeu te cunoaște, dar îți cunoaște și faptele tale. Asta înseamnă responsabilitate. Cum va arăta poporul care va fi moștenirea lui Dumnezeu? Va fi poporul care va recunoaște că Dumnezeu este înălțat și sfânt dar este un popor care va fi responsabil, un popor care este responsabil prin ceea ce vorbește și prin ceea ce face și prin umblarea lui pe acest pământ. Cu alte cuvinte, Dumnezeu știe tot, se uită la toți și cunoaște pe toți. Întrebarea mea este ce fac oamenii? Iau aminte la acest Dumnezeu care știe tot, cunoaște tot, inclusiv faptele lor. Răspunsul oamenilor, numărimea oștirii scapă pe împărat, numărimea puterii izbăvește pe viteaz, calul nu poate da chezășia biruinței și toată vlaga lui nu dă izbăvirea. Ca și oameni avem nevoie de lucrurile esențiale tot ceea ce facem și toate faptele noastre trebuie să ne ducă, să ne ajute să ne scape, să ne izbăvească și să ne dea biruință. Cam tot ceea ce facem, asta ne dorim. Și pentru asta avem nevoie de unitate. Mărimea oștirii, pentru că avem nevoie de să ajutăm, să ajutăm împăratul este peste mărimea oștirii. Avem nevoie de mărimea puterii ca să fim vitej. Avem nevoie de puterii care să avem biruință. Toate lucrurile astea le, le facem, dar din ce cauză? Ca să putem să ne salvăm pe noi înșine, să ne putem salva din situațiile în care suntem, să ne putem salva, să facem tot ce depinde de noi. Dar Domnul privește de la înălțimea celor și interesant că spune nu mărimea, nu puterea, nu oștirea, nu împăratul, nu viteazul, nu calul, nu, nu, nu. Cu alte cuvinte... Nu este asta calea de a putea să fim salvați. Nu este asta calea de a putea să fim moștenitori, să fim parte din poporul care îl moștenește pe Domnul. Dacă Domnul este Dumnezeu și am văzut cum este prezentat, păi poporul care îl moștenește pe Domnul nu poate să facă toate lucrurile, să-și rezolve singur problemele. Nu aceasta este soluția. Cel mult pentru o vreme, cel mult pentru acest pământ, putem să scăpăm, putem să fim izbăviți, putem să biruim pentru o vreme. Dar toate țin doar din lucrurile materiale ale lumii acestea. Dar ce face Dumnezeu în continuare? Vine în ajutorul nostru? Dacă până acum psalmul mi-a vorbit despre Dumnezeu care privește de la înălțime, dintr-o dată Psalmistul îmi spune, iată, ochiul Domnului privește. Cu alte cuvinte, nu numai imaginea de ansamblu și nu numai faptele, ci Dumnezeu se focalizează și spune ochiul Domnului. Ce face ochiul Domnului? privește ochiul Domnului privește cu alte cuvinte, caută într-un mod special pe cine? Dintre toți fiii oamenilor, dintre toți și toate faptele lor, dintre toate planurile lor, lor, pe cine caută Domnul? Domnul, ochiul Domnului privește, privește la cei ce se tem de El, adică se întorc cu reverență la Dumnezeu și știu că este Creatorul și știu că este atotputernic și știu că este Domn peste tot și peste viața lor. Domnul privește peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea lui, cei care nu-și rezolvă doar singuri probleme, ci își pună nădejdea în bunătatea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, au încredere în caracterul lui Dumnezeu. De ce e nevoie să ne punem nădejdea în bunătatea lui Dumnezeu? Pentru că psalmul spune, ne Doamne, Doamne, bunătatea ta ca să le scapi Sufletul de la moarte și să-i ții în viață în mijlocul foametei, să scapi Sufletul de la moarte. Cu alte cuvinte, cei care vor moșteni pe Dumnezeul, pe Domnul, vor fi moștenirea Domnului: sunt cei care se închină, dau reverență pentru cine este Dumnezeu. Apelează la bunătatea lui Dumnezeu, la caracterul lui, să vină cu o soluție, să le salveze sufletul de la moarte. Ei, aici este problema. Toate planurile noastre, toate ideile noastre, tot ceea ce gândim, tot ceea ce facem, fie că suntem uniți, fie că suntem uh, respirați. Uh, nu am găsit o soluție pentru mântuirea Sufletului nostru, să ne izbăvească Sufletul de la moarte. Dar ochiul Domnului privește și găsește o, o soluție. Ce este interesant în Psalmul 85, versetul de la 6 la 13, așa de mult îmi place. Um, soluția aceasta a lui Dumnezeu. Să poți să împaci nevoia omului cu dorința lui Dumnezeu. Spune Dumnezeu în Psalmul 85. Eu voi asculta ce zice Domnul, că cel vorbește de pace poporului său și iubiților lui. Numai ei să nu cadă iarăși în nebunie. Da, mântuirea lui este aproape Atenție, de cine e mântuirea aproape? E aproape de cei ce se tem de el, pentru că în țara noastră să locuiască slava. Care este soluția lui Dumnezeu? Psalmul 85, de la versetul 10. Bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută. Credincioșia răsare din pământ și dreptatea privește de la înălțimea celor. Domnul ne va da și fericirea, și pământul nostru își va da roadele. Dreptatea va merge înaintea lui și va, va urma călcând pe urmele pașilor. nu interesant? Dumnezeu găsește o soluție în care credincioșia, dreptatea, bunătatea și pacea se sărută. Unde este soluția aceasta? Soluția aceasta a ales-o tot Domnul pentru poporul său. Există un singur punct comun în toată istoria lumii. Și punctul ăla este cruce. La cruce s-a întâlnit bunătatea cu dințiosia, dreptatea și pacea. La cruce, Dumnezeu, prin Isus Hristos, a venit să împace lumea. La cruce a venit Dumnezeu să spună că partea poporului meu, partea moștenirii mele, sunt cei care se tem de mine și acceptă soluția, soluția mea pentru ei. Psalmul îmi spune în continuare, Doamne, ai găsit o soluție pentru scăparea sufletului nostru de la moarte? Scăparea sufletului meu și al tău de la moarte este prin lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu prin Mesia, prin Mântuitorul, prin Isus Hristos. El și-a dat viața la cruci ca să ne răscumpere. Indiferent că suntem din poporul evreu, că suntem dintre neamuri, să fim poporul lui, să fim moștenirea lui în uh, tit, mi se spune la capitolul 2, versetul la 11, la 14, mi se spune căci Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. A fost arătat în persoana lui Isus Hristos și ne învață să rupăm cu păgănătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlave, așteptând fericita noastră în îndejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să scurățească un norod care să fie plin de râvnă pentru fapte bune. Ce lucru extraordinar a făcut Domnul ca să poată să-și pregătească moștenirea. Moștenirea E pregătită prin soluția pe care Dumnezeu o oferă. Care ar fi răspunsul sufletului nostru când am înțeles soluția crucii? Sufletul nostru, continuu psalmistul, ne dăjduiește în Domnul. El este ajutorul și scutul nostru. Da, inima noastră îți găsește bucuria în el, căci avem încredere în numele lui cel sfânt. Doamne, fie îndurarea Ta peste noi, după cum o nădăjduim noi de la Tine. Răspunsul sufletului meu este să nădăjduiesc în Domnul. Răspunsul sufletului meu este să nădăjduiesc în ajutorul și scutul care este Dumnezeu. Inima mea își găsește din nou bucurie pentru că am încredere în numele Lui Cel Sfânt. Vreau să spun câteva întrebări. Cine este Domnul pentru tine? Cum ți s-a descoperit până acum? Dacă nu știi cum este Domnul, cum este Dumnezeu cel adevărat, te încurajez din toată inima să citești Scriptura, să spui cum arăți tu, Doamne, Dumnezeu care se descoperă în Scriptură. Ce ai primit de la Domnul? Ce ai primit ca să poți să fii parti a poporului lui, ce ai primit? Care sunt lucrurile valoroase care le-ai primit din caracterul lui? Care sunt lucrurile valoroase care le-ai primit din gândirea lui, din modul lui, din umblarea lui? Ce ai primit de la Domnul? Ce duci mai departe dacă spui că Domnul este Dumnezeul tău și ești moștenirea Lui? Ce moștenire duci mai departe? Ce duci din Dumnezeu mai departe în familia ta? Ce duci mai departe în generații următoare? Ce duci mai departe? Și mai ales, cum duci? Doamne, fie îndurarea ta peste noi după cum o nădăjduim noi de la tine. Aș vrea să închei cu rostirea aceasta extraordinară din Petru cei care au acceptat soluția lui Hristos, cei care au acceptat ce a făcut Dumnezeu pentru ei în Iisus Hristos, pot să spună din toată inima. 2 Petru, verset 9. Noi însă suntem o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a lui, ca să vestim puterile minunate ale celui ce ne-a chemat de la întuneric, la lumina sa minunată, pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpătați în durare, dar acum ați căpătat în durare. Ferici de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul, ferici de poporul care lasă Domnul și la lege Domnul ca și moștenire. Dumnezeu să te binecuvânteze cu prezența lui Dumnezeu în casa ta, să fii sigur de de faptul că ești al lui Dumnezeu și că ai o responsabilitate să dai moștenirea lui, valorile lui, numele lui să-l transmiți mai departe. De ce? Pentru că asta înseamnă să transform totul de la moarte la viață, de la, de la întuneric la lumină, de sub puterea celui rău, sub puterea lui Dumnezeu. Și nu mai pentru viața aceasta, ci și pentru viața viitoare.